titlurile, oriunde mă uit, titlurile sunt crâncene. Crâncene. Adică nu... Adevărul. România ruptă în două. Totul e corupt, distrus, criză, panică, nenorocire, totul. De exemplu, zice, adevărul. Experții băncii mondiale, concluzie dureroasă despre dezvoltarea noastră economică. România ruptă în două. Analizele făcute de experții băncii mondiale arată că România va avea o creștere economică în 2021, însă problema este că există decalaje imense între anumite zone ale țării. Expertul, aplauze, am zis expertul, Marcel Ionescu Heroiu, spune că dincolo de creșterea economică spectaculoasă a unor orașe, există regiuni care se zbat în sărăcie lucie. La asta se referă România ruptă în două, adică unii săraci, unii, mă rog, bogați. E mult spus, vă dați seama. Zic și eu, nu știu. Dar tot pe partea economică, așa, tot în ziarul Adevărul, scumpirile anulează creșterea salarială pentru prima dată în ultimul deceniu. Sigur că nu sunt nici experți și nu sunt, dar vă spun și eu ce cred. În sensul că am decis eu pentru mine și vă spun și eu ce am decis eu pentru mine. Că va veni o inflație, deja e peste 6, e enorm, dar e puțin. Va fi, eu cred că vine apocalipsa economică. Lasă mă refer, nu intru eu în alte ele. Cred că vine apocalipsa economică, dar nu aici pe cocioc. Pe planetă, nu pe cocioc. Pe cocioc, ce-s? Pe planetă vine. Salariul mediu net a crescut cu 6,4% în luna august față de perioada similară a anului trecut, în timp ce rata anuală a inflației a ajuns deja la 6,3%, anulând practic aproape toată creșterea. Absolut, da. Încurcă-i UE, zice Jurnalul Național, Bruselul curentează partidele românești în criza energiei, Comisia Europeană vorbește de bonuri valorice, amânări de plată sau reduceri de taxe. Doar în România se mai vorbește de plafonarea prețurilor, măsura fiind susținută de PSD. Ceea ce este firesc să fie susținută de PSD, este o măsură de stânga, mai spus-o, pentru că e de stânga, e firesc să fie susținută de PSD. De obicei PSD a luat, în principiu PSD a cam luat măsuri de dreapta între noi, fie vorba. Asta, clar, e de stânga. Deci e normal să o susțină. Asta a făcut-o și Dragnea, dacă mai țineți minte. Deci cumva, păi cum ajunsărăm să facem ca Dragnea? Păi Dragnea era rău când a făcut, acum Dragnea tot rău e, dar facem ca el? Nu, nu, nu. Adică totuși să ne organizăm puțin. Nu? Zic, nu o să ne organizăm. Rămânem așa, autocontradictorii. Că oricum în România nu remarcă nimeni asta. Cine dracu stă să remarce așa ceva? Nu se știe încă unde ar trebui plafonate prețurile, la producător sau la consumatorul final. Cum să... Da, explicați-mi cum ai putea să plafonezi prețul la Gazprom, zic așa. Cum ai putea să plafonezi? De. În sfârșit. În ambele cazuri există pericolul agravării situației? Absolut da. Dacă se plafonează la producători, riscăm să rămânem fără gaze? Hei, ok. Care e problema? Acestea plecând la export. Da. Dacă se plafonează, adică cred că se referă sigur la producătorii români de gaze. Spune, frățioare, păi dar eu îi dau lui Românica gaze? Îi dau dracul la export unde îmi dă ăia bani. Nu? Îmi dau, desigur, că e mai mulți. Deci, dacă se plafonează la producători, riscăm să rămânem fără gaze, acestea plecând la export. Dacă se plafonează la consumator, furnizorii nu vor avea bani să cumpere scump ca să dea ieftin până primesc subvențiile statului și pot apărea sincope în alimentarea cu gaz. Un cântec vesel să cântăm, zic. De ce? Pentru că în România prea ne-am obișnuit să ne văicărim. Totul e o văicăreală. Ați observat? Cetățenii români care votează dreapta, se revendică a fi de dreapta, luptători cu comunismul la 30 de ani de la Revoluție, de la căderea comunismului pe planetă, încă în România se luptă unii cu comunismul. Sunt oripilați de măsurile comuniste, socialiste, sunt de dreapta, dar după aia chelălău, chelălău. Păi cum chelălău, chelălău? Așa e în România. Și să vină guvernul, să facă guvernul. Toată lumea când e o problemă, orice problemă, păi și guvernul, păi suntem în comunism cumva? Adică nu eram de dreapta? De dreapta omul își mai face și singur, își mai rezolvă dracului și singur și în general, tocmai omul de dreapta nu vrea să vină guvernul. Omul de dreapta zice, lasă-mă cu guvernul tău, lasă-mă, pleacă de pe mine, pleacă de pe mine. Așa zice omul de dreapta. În România, cred că ne place doar textul. Ăsta cu de dreapta, de fapt tot de tătuc, cumva ar fi nevoie pe aici, pe cocioc. Trecem mai departe în frumoasa emisiune.